Predicții Cupa Mondială, doar că de data asta la meciuri. Da, salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. Suntem la meciurile 2 de la Cupa Mondială. S-au jucat toate meciurile din fiecare grupă și acum este vremea pentru meciul numărul 2 al fiecarei echipe. Iar astăzi o să facem predicții la meciurile astea. În momentul de față în care filmez se joacă Țara Galilor cu Iran, însă oricum nu era cine știe ce meci la care să fac cine știe ce predicție. E 0-0 în momentul de față. Am văzut că Iran a avut două bărți sau ceva de genul. Normal, dacă ai fost să fac o predicție, aș fi mers pe Țara Galilor, însă orice posibil am văzut. Așa că hai să mergem să prezicem meciurile astea, frate. Dacă mai vreți clipuri de genul pentru meciul numărul 3 de la Cupa Mondială din grupe, lăsați un like acolo și facem și la meciurile numărul 3. Poate le ghicesc pe astea, cine știe, o să vedem. Așa că mergem cu primul meci, frate. Qatar versus Senegal. Qatar sunt slab rău de tot, sunt foarte, foarte, foarte slab. Nu le-a mers nici cu banii aia să câștige meciul, așa că dar o să câștige Senegal. Senegal a jucat bine cu Olanda, au luat bun cei de la Senegal. Diata l-am văzut că a jucat foarte bine și toți jucătorii de la Senegal au jucat foarte bine, însă n-au avut cam ghinion cu Olanda. În schimb, băieții de ăștia de la Qatar n-au nicio treabă cu fotbalul și eu o să merg, frate, pe un 3-0 Senegal. Cam asta este predicția mea pentru meciul ăsta, 3-0 Senegal, băieți. Următorul meci care se joacă astăzi, Olanda versus Ecuador, frate. Olanda pare e lot foarte, foarte bun cu Senegal. Nu mi s-au părut că a jucat cine știe ce. Mi se pare că i-au luat cam de sus pe băieții de la Senegal. Mai ales De Jong a jucat. Numai cu figura a jucat De Jong, ești nebun în meciul ăsta. Mi s-a părut că a jucat la mișto De Jong. Totuși cred că o să se mobilizeze și o să câștige cu Ecuador. Și o să se califice automat, că la 6 puncte de cam califici la Cupa Mondială. Obțină victoria cu Ecuador, zic eu. Și se va termina un 2-1. 2-1 pentru Olanda. Merg pe mâna Olandei, frate. Deci Olanda-Ecuador, 2-1 pentru Olanda. Mergem mai departe la meciul zilei, Anglia versus Statele Unite. Băieții de la Statele Unite au jucat bine rău de tot, cel puțin prima repriză cu Țara Galilor. Ce drept, Țara Galilor nu e chiar cine știe ce. Au avut cam ghinion acolo pe final, că au marcat galezii. Eu zic că puteau să câștige lejer cu Țara Galilor dacă erau mai concentrați. Pulisic a jucat bine rău de tot, mi-a plăcut foarte mult Pulisic în meciul ăsta. LeBron James of soccer, desigur. Însă, părerea mea că e greu cu Anglia, adică uitați-vă ce lot are Anglia. Nu-l prins pe Maguire ăsta. Da, pe apărare nu stau wow, însă în mijlocul e bun, Bellingham e în formă, Rice e bun, Mason Mount, Sterling, Saka, Harry Kane. Și nu mai punem la discuție rezervele cu Rashford, cu băieții aia grei, cu Grealish. Lot foarte bun pentru Anglia și nu cred că vor face față băieții de la Statele Unite. Totuși cred că vor marca, însă zic eu că se va termina 3-1 pentru Anglia. Cam astea au fost predicțiile pentru astăzi. Mergem la următorul meci, Tunisia versus Australia. Australia, bă, Tunisia n-a jucat rău cu Danemarca. Australia și-a cam luat-o de la Franța. Australia are echipă slăbuță. De fapt nu e chiar așa slăbuță, însă părerea mea că Tunisia e mult mai bună. Adică chiar au jucat binișor tunisienii cu Danemarca. Au fost un duel destul de echilibrat. Dar cred că Tunisia va obține victoria, se vor duce la 4 puncte. O să fie greu pentru Danemarca după. Trebuie să obțină cel puțin egalul cu Franța dacă vor cede la Danemarca să se califice mai departe. Tunisia va câștiga cu Australia. Vor câștiga cu 1-0. Va fi un duel echilibrat. Probabil că australienii se vor apăra destul de mult și Tunisia până la urmă va da golul victoriei, 1-0 pentru Tunisia. Mergem mai departe, Polonia versus Arabia Saudită. Arabia Saudită a reușit marea surpriză cu Argentina. Nu știu dacă vor reuși și acum, adică e cam greu. Deși Polonia nu prea mi-a plăcut în meciul cu Mexic, Arabia Saudită mi-a plăcut în meciul cu Argentina, adică și-au dat viața băieții de la Arabia Saudită. Zici că a fost viața lor în joc. Poate chiar a fost, nu știu sigur dacă a fost, dar în fine, da, polonezii nu mi se par wow. Lewandowski a ratat penalti, probabil că e demoralizat. Oricum Lewandowski, dacă n-are om să-i pună mingea în față, nu prea pare ce să facă singur. Nu cred că vor mai reuși surpriza băieții de la Arabia Saudită. Aș merge pe 2-1 Polonia. Da, mă, 2-1 Polonia, frate. Franța, Danemarca. Danemarca are echipă bună. Franța e bombă, Franța. Deci au jucat bine rău de tot, dar totuși Australia, na, nu poți să-ți dai seama dacă joacă, dar Mbappé și cu Dembele au rupt în meciul ăla. Giroud, de asemenea, două goluri Giroud, probabil că nu se aștepta nimeni ca Giroud să-i țină așa bine locul lui Benzema. Oricum o să vedem pe parcursul turneului dacă va reuși să-i țină locul atât de bine. Spre deosebire de campionatul mondial din 2018, unde, dacă nu mă înșel, n-a avut niciun șut pe poartă. Campionatul ăsta se pare că a avut deja două goluri în primul meci. Fie un duel interesant, clar Franța superioară, însă Danemarca zic eu că pot obține egalul și vor reuși surpriza, zic eu.
Meciul se va termina, frate, 2-2. O să fie un meci cu multe goluri. 2-2 se va termina meciul ăsta. Și avem ultimul meci, Argentina versus Mexic. Argentina foarte slab au jucat cu băieții de la Arabia Saudită. Di Maria n-a jucat nimic, Messi n-a jucat nimic. Lautaro cea mai mișcat a dat și gol. Mijlocul Argentinei inexistent în meciul ăla. Deci Mexic mi-a plăcut cu Polonia, adică au atacat foarte mult, foarte periculoși mexicanii. Și o să fie greu pentru Argentina, însă cred că se vor mobiliza pentru meciul numărul 2 și cred că vor câștiga până la urmă, însă va fi un duel destul de greu. 2-1, frate, vor câștiga la limită, părerea mea, argentinienii. Mergem mai departe, Japonia, Costa Rica. Costa Rica umilită de Spania, ce drept au printre cele mai slabe lot. Cred că al doilea cel mai slab lot după Qatar are Costa Rica. Japonia surpriză cu Germania, deci mi-a plăcut rău de japonezii ăștia, mai ales în a doua repriză au jucat forță rău de tot. Îmi plac rău de tot echipele astea din Asia și Japonia clar o să câștige cu Costa Rica, un 2-0, să merg pe 2-0 cu Costa Rica. Mergem mai departe, Belgia versus Maroc, frate. Belgia dominată clar de Canada, cel puțin prima repriză. Canada, nu mai așteptam să domine Belgia, însă se pare că au reușit să-i domine. Courtois ne arată din nou că e portar mare, a mai scos de asemenea ceva șuturi acolo de la Canada. Și Croația versus Maroc a fost un meci destul de plictisitor, ambele echipe destul de echilibrate. Belgia are deja 3 puncte. Cred că Maroc va reuși să facă un egal cu Belgia și meciul se va termina 1-1, frate. Mergem pe egal aici la Belgia versus Maroc. Mai departe, Croația versus Canada, frate. O să reușească surpriza Canada, mă. Adică au jucat bine rău de tot cu Belgia. Dacă joacă cum au jucat cu belgenii, o să reușească să învingă Croația, zic eu. Așa că o să merg pe surpriza aici, frate. Și o să pun că bate Canada cu 2-1. 2-1 Canada. Canada 2-1, fiți atenți că așa se termină. Mamă, și avem unul dintre cele mai șmechere meciuri din grupă, frate, Spania versus Germania. Germania trebuie să câștige neapărat, dacă nu, papa mondial pentru Germania dacă nu câștigă. Spania are deja 3 puncte, cred că dacă reușesc un egal cu germanii sunt cam calificați. Sau stai că e și Japonia acolo, stai așa că nu se știe. Dar cred că e cam papa Germania dacă nu câștigă cu Spania, cred că au nevoie neapărat de victorie ca să se califice mai departe. Și meciul o să fie, echilibrat, dar cred că se termină egal. 3-3, frate. 3-3. Poate să fie 3-3 sau poate să fie 0-0. Însă eu merg pe 3-3, frate. Vreau să vă multe goluri. Mai departe avem Camerun-Serbia. Aici în grupa asta amândouă echipele au 0 puncte. Una din ele trebuie să câștige neapărat dacă vor să se califice mai departe. Dacă vor face egal, nu ajută niciuna dintre echipe, zic eu. Așa că trebuie să tragă amândouă pentru victorie. Camerun a jucat binișor cu Elveția. Serbia dominată clar de Brazilia. Cel puțin a doua repriză, brazilienii au arătat că sunt o forță, frate. Sunt o forță brazilienii. Însă cred că Serbia se va impune cu Camerunul și cred că vor câștiga cu 2-0. 2-0 pentru Serbia. Mai departe avem Coreea versus Ghana. Coreea destul de echilibrată cu Uruguayul acolo. Au jucat amândouă echipele binișor. A fost un duel destul de echilibrat. Și Ghana cu Portugalia 3-2 s-a terminat pentru Portugalia. Ghanezii erau să margheze pe final cu portarul ăla portughez care era să o comită. Așa putea să termine 3-3 Ghana versus Portugalia. Deci amândouă echipele au forță să câștige. Oricare dintre ele poate câștiga. Însă cred că Coreea se va impune, frate. Părea mea că coreenii se vor impune 4-2. Merg din nou pe multe goluri, nu știu de ce, dar merg din nou pe multe goluri pentru că ganezii au o apărare cam slabă și coreenii pot să profite. Mai departe, Brazilia versus Elveția. Brazilia, cel mai frumos joc, părerea mea, de la mondialul ăsta. Da, Brazilia versus Elveția, băieți, cum am zis, Brazilia, fenomenal, joacă. Nu știu dacă va juca Neymar versus Elveția, însă clar brazilienii vor câștiga, elvețienii vor marca și ei, zic eu. Dar Brazilia se va impune cu 3-1. Ultimul meci, Portugalia versus Uruguay. Portugalia are 3 puncte, dacă obține egalul, cred că aproape se califică. Din nou, o să merg pe un egal aici și o să merg pe 2-2, frate. 2-2 între Portugalia și Uruguay. Și că astea sunt predicțiile mele pentru meciurile numărul 2 de la Cupa Mondială. Nu știu dacă o să fie corecte, însă o să vedem. Și că sper că v-a plăcut clipul, nu uitați să lăsați un like acolo, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.